Procesul de înființare a unui centru medical poate fi uneori extrem de anevoios. Pentru a veni în întâmpinarea instituțiilor, organizațiilor și grupurilor de inițiative care vor să sprijine femeile însărcinate, centrele ROA au dat startul unui program de mentorat prin care cei interesați primesc asistența și informațiile necesare unui astfel de demers. În cadrul programului de mentorat inițiat de centrele ROA, cursanții beneficiază de prezența mai multor specialiști în domeniul psihologiei, asistenței sociale, medicinei și managementului. Programul Deschide un centru de sprijin în comunitatea ta este gratuit și presupune 12 întâlniri online de câte 90 de minute. În curând, pe 1 octombrie, mai precis, centrele ROA împlinesc 7 ani de activitate. Sunt 7 ani de când primul centru și-a deschis porțile. Și pentru că ne-a luat mai mult de un an să trecem prin tot procesul de înființare, încă din acel moment ne-am propus să fim alături de organizațiile și instituțiile care vor să deschidă un centru, astfel încât să nu treacă prin toate provocările birocratice, administrative prin care am trecut noi. Și de atunci am făcut un ghid cu 10 pași de înființare a unui centru, iar pe parcursul anilor am oferit consultanță gratuită oricare organizație sau instituții a dorit. Lucrăm în prezent cu 3 centre din țară și cu echipele din aceste centre să le formăm. Iar anul acesta a apărut această idee de a dezvolta un program de mentorat, pentru că ne-am dat seama că, da, oamenii au nevoie de informații concrete. Dar este extraordinar dacă reușești să oferi și un spațiu în care oamenii să se susțină unii pe alții, să se încurajeze, să se schimbe experiențe. Săptămâna trecută am avut prima întâlnire și am fost așa bucuroși, pentru că sunt reprezentanți din 16 comunități din România și este chiar și o doamnă din diaspora care a zis că vrea să facă ceva pentru comunitatea de acolo. Am avut mare bucurie să văd că există parohii care și-au desemnat o femeie să se ocupe de sprijinul femeilor însărcinate și a femeilor în criză de sarcină din parohie. Și motivația, entuziasmul acesta al oamenilor ne bucură foarte mult. Vor fi întâlniri organizate odată la 2 săptămâni, până luna martie, și tematica atinge o varietate de subiecte, cum pornești de la gândul bun și ajungi să înființezi un centru, până la chestiuni administrative de strângere de fonduri, de promovare în comunitate, de funcționare echipei de specialiști. A fost așa o bucurie să vedem că schimbările apar pe parcursul anilor, adică au fost persoane care au venit și au zis, uite, eu am văzut o știre în urmă câțiva ani, am citit o mărturie sau am trecut eu printr-o experiență sau, uite, mama mea a ales viața și acum am decis să fac ceva și ne bucurăm foarte mult. Centrele ROA funcționează în cadrul Asociației pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei și oferă consiliere, sprijin și servicii sociale femeilor însărcinate și mamelor aflate în situații dificile.